deșteptarea. Statul va șterge integral dobânzile și penalitățile acumulate la datoriile firmelor dacă acestea vor plăti principalul, adică suma inițială, până la finalul lunii noiembrie. De asemenea, dacă proiectul va fi adoptat, și persoanele fizice vor beneficia de ștergeri de datorii pe mai multe praguri. Adică, cine are de dat la stat până în 5.000 de lei, datorii acumulate, da? Va beneficia de ștergerea jumătate din datorie și va beneficia de ștergerea, va fi iertat de toate penalitățile și dobânzile aferente, în cazul în care plătește ce a rămas de plată până la 25 noiembrie. Iar cei care au datorii mai mari de 5.000 de lei, fără prag maxim, ai mai mult de 5.000 de lei, beneficiezi de reducerea sumei datorate cu 25%, deși se iartă un sfert, și ți se șterg toate dobânzile și penalitățile acumulate. Deci curat murdar, Coane Fănică, deci guvernul ne transmite că ăia care își plătesc taxele la timp sunt de fapt niște papagali. Uite, celor care au răbdare, li se întâmplă lucruri bune, nu? Adică, important e să ai nervi tari, să nu plătești, să ignori somațiile fiscului și să aștepți un an electoral în care PSD este la putere, ca să-ți șteargă datoriile, că poate îi dai votul în semn de recunoștință. Dar stați, mai avem, ca la teleshopping electoralist. Fostul secretar de stat de la Finanțe, Gabriel Biriș, a făcut niște calcule simple pe baza datelor publice și a descoperit că de amnistia fiscală, adică de iertarea a câte un sfert din datoria către stat, plus ștergerea dobânzilor și penalităților, vor beneficia, alături de alte zeci de mii sau sute de mii de cetățeni cu datorii, și 13.000 de români care au venituri de peste 20 de milioane de euro, dar care, din diverse motive, nu au dat banii cuvenii statului ca taxe și impozite. Pentru că dacă ar fi dat, poate că n-ar mai fi fost milionari în euro. Nu-i așa? Și iată constatarea domnului Biriș, aș vrea să-l citez. 12.912 cetățeni cu datorii au în medie o datorie de 2.074.000 de lei. Deci, peste 2 milioane lei, 417.000 de euro. În medie, datorii, da? Ca să ai de plată 2 milioane, trebuie să fii declarat venituri de 20 de milioane, spune domnul Biriș. Pe aceștia, continuă dânsul, profesorul universitar dr. Boloș, adică ministrul de finanțe, vrea să ierte nu numai de accesorii, adică de dobânzi și penalități, ci și de 25% din principal. Adică vrea să le șteargă cu buletele în medie cât 104.000 de euro. Am încheiat citatul. Pentru că ban la ban trage, nu? Ai datorii de milioane de lei către stat, statul șterge datorii de zeci sau sute de mii de euro, ca să te ajute. Și pentru că, na, poate încasează și el ceva și care e problema? N-ai plătit nimic. Statul care te execută pe tine pentru o datorie... Bă, mi-a trimis mie fiscul săptămâna trecută, nu știu dacă am apucat să vă spun, mi-a trimis fiscul săptămâna trecută, am primit un mail de la spațiu privat virtual. Ați primit document, nu știu ce, somație executare silită. Și deschizi mail-ul, somație executare silită, 88 de lei. Habar n-am, nu știu pentru ce sunt 88 de lei, n-a reușit niciodată să mă lămuresc pentru ce am eu datorii când am de plătit. În principiu, mie îmi trimite fiscul de-astea de plată, eu plătesc. V-am plătit pe loc 88 de lei, asta e după 5 zile, mi-au trimis o notă că s-a înregistrat plata. Ok, acum sper că sunt curat. 88 de lei. Mă, dar nu mai bine făceam niște datorii de milioane și așteptam o amnistie fiscală? Deci dacă mai stăteai câteva zile, adică până săptămâna asta, plăteai 44. Așa cred, da. Așa pare, da. Plăteam 44, ce prost am fost. Te repezi să plătești. Uite, mă repezi. Ce mesaj îmi dă mie statul român? Guvernul PSD, condus de domnul Ciolacu, care este mesajul pe care îl transmite, nu? Mesajul deci... e că e momentul zero. Gata! Gata, gata! Da. Până aici! Plătiți și la deci, revedere. Încă o dată, prin această amnistie fiscală, statul va ierta de datorii de câte 500.000 de lei, adică 100.000 de euro de FES, aproape 13.000 de milionari din țara noastră care au să dea statului taxe neplătite de câte 2 milioane de lei. Inclusiv primarul de la sectorul 3, domnul Robert Negoiță, unul dintre cei mai bogați români, este pe lista beneficiarilor, adică dânsul are datorii de plătit și urmează să fie iertat.
Și eu sunt foarte curios cui se pare corect această amnistie fiscală, în afară, desigur, de cei care beneficiază de ea. Și apropo, România are totuși 20 de milioane de locuitori. Și mă întreb cât de anemic este totuși acest ANAF, de nu reușește să se îndrepte eficient împotriva 13.000 de români care nu-și plătesc taxele și au datorii de 2 milioane de lei în medie. Pentru că pentru acești 13.000 de oameni, guvernul dă o amnistie care, cel puțin din punctul meu de vedere, este profund jignitoare pentru toți oamenii muncitori și cinstiți din țara noastră, care se străduiesc adesea cu mari eforturi să plătească la timp tot ce au de plată în statul român. Și e ca și cum statul și guvernul ar încuraja hoția și șmecheria, nu munca și cinstea. Și de fapt, ca să o spunem pe dreaptă, asta și face. Pentru că cine se aseamănă, se adună. Deșteptarea